Următorul lucru de care vorbesc este uleiul de ricin. Am o veste bună, nu vă recomand să o beți. Uleiul de ricin penetrează foarte adânc, mai adânc decât orice alt ulei. Poate fi folosit în uz extern. Ce va face? Oriunde penetrează, împrăștie chisturi, noduri, congestii. Poate dizolva chiar și osificări nepotrivite. Poate dizolva tumori. Am femei cu chisturi de sân care au fost dizolvate. Aceste tumori pot fi chistice sau chiar cancer mamar. Am avut un medic care a urmărit programul și m-a sunat. Am un chist la sân. Are 3 cm. Mă poți ajuta? Mi-a spus că e important ca să folosească o cremă de echilibrare hormonală, apoi pune niște comprese de pansamente unse cu ulei de ricin și le pune în sutien în zona tumorii. După o lună a avut operație de extirpare a tumorii și a venit după aceea la sanatorul nostru pentru o săptămână la detoxifiere. Ea a spus că a folosit uleiul de ricin pentru o lună și la operație a spus că a fost ciudat, dar tumoarea de la 3 cm diametru, cum s-a coborât la 2 cm. Unul din pacienți a întrebat, de ce nu ai folosit numai uleiul de ricin? De ce te-ai dus la operație? Păi nu am avut de unde să știu. O doamnă mi-a spus că a biruit cancerul numai folosind în mod conștiincios compresele cu ulei de ricin. Uleiul de ricin penetrează mai adânc decât orice altul. Ca să folosești uleiul de ricin, trebuie să faci un pachet. Nu chiar o compresă, ci ca niște pansamente, le pui unele peste altele, pui uleiul de ricin, care este foarte gros. Îi trebuie ceva timp ca să fie absorbit. Pun cam o treime din pansament. Nu vreau să o ridic ca să curgă. Dar pun o treime pe zonă și va fi absorbit încetul cu încetul. Deci pui uleiul și lași așa să se absorbă cam o jumătate de oră. Ce am făcut aici este destul să pui pe abdomen. Dacă o pui pe abdomen, va vindeca orice probleme abdominale. Ce avem în abdomen? Pentru femei este uterul. Deci va penetra și va dizolva fibromul sau chisturi ovariene. Sau va muia intestinul gros pentru cineva cu constipație. Sau va penetra să vindece intestinul gros dacă persoana are diaree foarte rea. Vă amintiți Psalmul 104:14? Dumnezeu a dat ierburi pentru folosul omului. Fie că e diaree, colon iritabil sau constipație, ulei de ricin va penetra foarte adânc și va produce curățire și vindecare în acea zonă. E o plantă uimitoare. Poți folosi uleiul pentru fracționarea pietrelor de fiere de la colecție istorică. Puteți folosi în zona ficatului sau în spate pentru pietre la rinichi. Am avut oameni cu osificări deranjante la genunchi și au pus ulei de ricin. O doamnă care venise la programul nostru cu crescături osoase la ambii genunchi avea și tumori abdominale. După ce a făcut programul nostru, sunt deja 2 ani de acum, 2 tumori au dispărut cu totul. Oncologiștii nu pot să creadă. Ea a avut o schimbare drastică de dietă. Ea punea ulei de ricin și pe genunchi pentru osificările de la genunchi. După 6 luni, a spus că s-au redus la jumătate. A uitat apoi să mai pună, dar după o lună a observat că dispăruseră. Seara trecută am vorbit de echilibrul acidobazic
Și am văzut că alimentația care creează aciditate face ca aceste crescături calcificatoare să se dezvolte. Și a schimbat dieta. Nu mai avea o dietă care creează aciditate în corp. Uleiul de ricină a ajutat oameni cu tumor la creier. Ei o pun pe zona respectivă, va penetra foarte adânc. Va dizolva noduri, congestii, conglomerări de țesuturi. Dacă te doare genunchiul și te întrebi ce să folosesc acum, ghimbirul, uleiul de ricină sau cartoful, fă una în fiecare seară și vezi cum reacționează corpul și poate va folosi fiecare dintre ele. Și e perfect, pentru că fiecare acționează un pic diferit. E foarte puternic, va dizolva crescăturile osificate, dar nu va deranja oasele. De ce să nu deranjeze oasele? Pentru că Psalmul 104 spune că Dumnezeu a lăsat pierdurile pentru folosul omului. Ele lucrează împreună cu corpul. Uleiul de ricin va avea un rol important în programul tratării a ceea ce am amintit aici. Este deja gata, s-a îmbibat chiar bine. Puteți vedea? Deși este o compresie, ea poate fi folosită din nou și din nou. Puteți să o refolosiți de 10 ori. Dacă cineva folosește pentru tratarea fibromului, spre exemplu, puteți să o păstrați peste noapte. Unora nu le place să o pună noaptea. Atunci măcar 5 ore în timpul zilei să o pună. Cel puțin pentru 5 zile pe săptămână. Încetul cu încetul va începe să penetreze și să dizolve orice formațiune nenaturală. O doamnă mi-a spus că a fost așa de confortabil pe tumoarea din piept că a purtat compresa fără pauză. Așa că poți să pui în sutien de gym special pentru acest scop. Se spune că cineva poartă o astfel de compresă peste noapte, apoi noaptea următoare, puteți să mai adăugați ulei. Observați când începe să se usuce compresa, mai adăugați. Unii au întrebat dacă pot numai să pună uleiul pe piele. Da, dar aveți puțin ulei atunci și orice haină poate fi pătată de ulei și nu e deloc ușor să scoți pata. Dar cu această compresă, compresa o folosim ca un vehicul în care pui uleiul. Cu cât e mai groasă, mai mult ulei absorbe și mai bine dacă este mai mult ulei. În Australia, un remediu băbesc este că dacă îți intră ceva în ochi, pune ulei de ricin în ochi. Uleiul va curăța ochiul și va scoate ce e acolo. Un alt fel de a folosi uleiul, pe care nu l-am testat, dar mi-au spus unii care au folosit, este pentru cataracte și glaucom. O picătură în ochi seara. Numai seara puteți să o puneți picătura pentru că disturbă vederea. Dar când vă culcați, nu mai contează. O doamnă care era pe punctul de a avea o operație și i-am spus să pună o picătură în fiecare loc și să vadă ce se întâmplă și dacă boala va avansa fără recuperare, să meargă la medic pentru operație. Personal însă cred că nu e bine, că e bine să încerci. E mai bine să previi o operație. Operațiile de ochi au avansat foarte bine și nu e dificil să o operație, dar e mai bine să previi. Uleiul de ricin poate fi folosit în diferite circunstanțe. Acum voi vorbi de cărbune. Cărbunele trage și el. Atrage, se absorbe. Poate penetra adânc în zonă. Dar uleiul de ricin este unic. Am vorbit despre capacitatea cartofului de a absorbi și ceapa absorbe impuritățile, dar cărbunele va absorbi și va neutraliza otrăvul. Niciunul nu poate face acest lucru. Se folosește cărbunele în spital pentru cazul de otrăvire. O fată mi-a spus că a luat multe medicamente și când a ajuns la spital a putut alege între a crea voma sau a bea cărbune și a ales cărbunele. Cărbunele absorbe și neutralizează otrăvuri. Poate fi folosit intern și extern. Cărbunele nu are gust. Poți să folosești dacă s-a ingerat orice tip de otravă. Poate fi folosit în caz de diaree sau gastrită.
sau balonare. Cărbunul absorbe și neutralizează otrăvurile și calmează. Dacă am un băbăruș cu diaree, îi dau un pic de cărbun. Când s-a înnegrit scutecul, știu că băbărușul e bine. Pentru că odată ce a trecut cărbunele prin corp, a absorbit și a neutralizat otrăvurile. Se folosește intern și extern. Extern se folosește pentru înțepături de albine sau de furnici, înțepături de vipere, nu prea avem ce pe aici, nu? Sau înțepături de păianjen. Aveți păianjen? Nu, altfel nu trebuie să vorbim despre cărbune. Viesp? Orice înțepătură. E aproape incredibil. O să vedeți. Nu vă doare în câteva minute, doar pentru că absorbe și neutralizează otrăvurile. Sub microscop, cărbunele are multe fațete și pe fațetele acestea sunt absorbite otrăvurile. Cum să o folosim? O amesteci simplu cu apă și o bei. E ca o apă neagră. Nu are gust. Pentru compresă trebuie să o amestecăm cu ceva. Pentru că amestecând cărbunele cu apă e ca și când ai amesteca cu praf. Deci poți să adaugi făină sau mălai sau poți folosi făină de in. Făină de in, dacă adaugi apă fierbinte, se face ca o gelatină. Eu am fiert făina de in pentru 5 minute și a fost ca o gelatină. Apoi adaugi cărbunele. Astfel face o compresă foarte bună, mai ales dacă ai un furuncul sau un acces. E bun și pentru unghii încarnate, infectate. Poți folosi și cartoful, dar unde este puroi, eu prefer cărbunele, pentru că neutralizează la absorpție. Un alt lucru pe care îl folosesc este ulmul alunecos. Să vă spun câte ceva despre ulmul alunecos și eu am să vă arăt cum să faci o compresă. Puterea de ulm este din coaja copacului. Când adaugi apă, se face dintr-o dată o gelatină groasă. Ulmul are efect excelent de creștere, de regenerare. Mai ales în tractul gastrointestinal. Amesteci o linguriță de praf pe ulm cu o jumătate de cană de apă călduță, amesteci foarte bine și bei imediat. Așa că dacă am pe cineva care are diare sau gastrită, când sunt gata să bea, atunci îl amestec și trebuie să-l bea îndată. Dacă pui jos, deja se îngroașă și trebuie să mănânci cu lingura. Unul mi-a spus că el vrea să-l mănânce, dar cel mai mult vor să bea. Vă arăt cum să faceți o compresă cu ulm și cărbune. Parte pentru o înțepătură de albine. Folosesc o linguriță de ulm, pudră, și o linguriță de cărbune. Atenție să nu scap borcanul de cărbune, să nu și să o pui înapoi cu atenție și capacul. Când am fost la Rainforest, am scos cărbun din foc și am pus în blender, apoi n-am mai atins blenderul pentru 30 de minute ca să se așeze praful. Sau puneam cărbunul într-o pungă și treceam cu sucitorul peste el. Acum că sunt civilizată, cumpăr cărbune medicină. Și este un praf negru fin. Și este mai ușor să o bei pentru că nu are bucățele. Cărbunul medicinal este mai puternic.
eu umezesc un pic și o activează și o face mai puternică, dar și cărbunul din foc poate fi folosit în caz de urgență, de nevoie. Vedeți cum am pregătit aici? Am amestecat urmul și cărbunele. Acum pun apă. Nu știu cât trebuie, dar pun un pic și mai adaug dacă e prea gros. Dar dacă este prea subțire, mai adaug urm, praf de urm. Caut ca amestecul acesta să fie ca o gelatină. Amestec și imediat o pun într-o compresă, să vedeți. Se amestecă foarte repede. Eram în grădină și m-a înțepat o furnică tare, care sare. Sunt niște furnici care, când le înțeapă, te doare foarte tare. Eram așa de ocupată că nu am vrut să-mi fac o compresă, așa că am pus numai gheață ca să nu mă doare. Când s-a topit gheața, durerea a revenit cu forță. Am repetat de 3 ori cu gheață și apoi mi-am zis, trebuie să fac o compresă. Așa că m-am dus și am făcut o compresă. Când am pus cărbunele, mi-a luat durerea imediat. Așa repede. Când mi-am luat compresa, nu mai aveam nimic. Vedeți consistența soluției? Urmul de această grosime. Acum am să fac compresă. Pun folia cu materialul și transfer cărbunele pe compresă. Are consistența unei gelatine, unul este de asemenea un absorbant și inul are același efect. Absorbe și inul. Mă împrăști, apoi o vor ridica să vedeți. Împrăști ca pe un om de arahide. Vedeți? Unul îl ține la un loc, asta este frumusețea ei. Apoi o împachetez. Și vedeți cum cărbunele iese imediat prin material. La ce se folosește? Pentru țepături de viespe, albine, furnici, mușcături de șerpi. Orice calte o trebuie sau chiar pe ochi. Pentru ochi inflamat sau furuncule abcese, oriunde ai puroi, te întrebi de ce nu pun cartof ras. Da, poți pune cartof ras cu ocazie, apoi încerci cu cărbunele. Unde ai puroi sau substanțe chimice, folosești cărbunele din cauza efectului neutralizator al otrăvurilor și absorbant. Deci o idee bună să ai un porcan de cărbune în casă pentru urgențe.